Ministerul Culturii a elaborat un set de măsuri pentru redeschiderea spectacolelor. Dacă te-ai vaccinat, poți merge la teatru și la operă. Dacă ai avut COVID, poți merge la filmele lui Cristi Puiu. Dacă ai anticorpi, poți să mergi la concertele folk și rock. Dacă faci teste rapide, poți merge la concertele gen Smiley și Antonia. Dacă nu crezi în COVID, poți merge la manele. Dacă ești pe lista de așteptare, poți să mergi la stand-up. Stăm de vorbă despre aceste măsuri cu Sorin Pârcălab, stand-upper. Salutare, Sorin! Ce părere ai despre aceste măsuri pe care le-a elaborat Ministerul Culturii? Mie personal nu vine să cred că Ministrul Culturii s-a gândit să reînceapă viața de unde a rămas. Pentru că eu zic că mai puteam să stăm vreo 2 ani minim în starea asta. E o stare care pe mulți îi încurcă, pe mine personal m-a ajutat pentru că m-a întors în copilărie, m-a puierilizat, dacă îmi permiți, Cosmin, să... Înțeleg că pe tine te-a marcat această izolare. Cum s-a manifestat în cazul tău? Care au fost mecanismele tale de apărare? M-a făcut să mă întorc în copilărie când ceream bani, pentru că mie mi s-au terminat banii și a trebuit să încep să cer bani de la iubita mea și am ajuns să cer bani, m-am simțit ca un copil, după care i-am întrebat ce am făcut cu banii, îi spuneam, în momentul în care am aflat că eu și gândesc ca un copil, a fost o perioadă destul de fericită. Într-adevăr, văd, se citește fericirea în ochii tăi. Îți lipsește legătura cu publicul? Am mai și făcut show-uri, nu zic nu, am făcut show-uri online, prin Zoom. O altă chestie la care n-am crezut niciodată că o să zic nu-mi place. Este niște show-uri pe Zoom. Show-urile pe Zoom au fost ca niște ședințe la corporație, puțini oameni și tot timpul eu prezentam ce am pregătit. În rest, toate bune. Sper că există o lege a compensației, adică ai noroc în dragoste, nu? Situația a devenit, cum să zic, mai gravă pentru iubita mea, pentru că stând în casă cu un copil, nu, cu un puierilizat, relația a devenit puțin pedofilică. Stimate intelectuale și stimați intelectuali din online, este clar că avem nevoie de stand-up pentru a face o trecere firească între pandemie și normalitate. Doar cu comedie putem rezolva. Acestea au fost știri neconfirmate. Până data viitoare, fiți deștepți! Ajută la sănătate!